Acesta este primul clip pe care îl filmăm de când am atins borna de 50.000 de abonați și vreau să vă mulțumesc. Și nu știu cum să vă mulțumesc mai mult decât cu, uitați, o cameră de bord. Facem giveaway cu o cameră de bord Mio MiView C440 cu senzor de lumină slabă, cu Full HD filmare, cu unghi de 130 de grade să vezi și ce se întâmplă în stânga și în dreapta, dar și cu giroscop pe 3 axe. Așa că vă mulțumesc, mă înclin. Tot ce trebuie să faceți ca să intrați în concurs este să fiți abonați la Mașini cu Luci Popa și să spuneți, dacă mai țineți minte, dacă nu mai țineți minte, ziceți o cifră alandala, câți abonați aveam când v-ați abonat voi. Da? Camera de bord MiView, noua Kia Proceed facelift și nu mai lungim, mergem spre 100.000, vă mulțumesc, vă pup, Mașini cu Luci Popa începe! Dar înainte de clip, nu uitați, aveți 20% reducere la Car Vertical în descriere. Ai strâns și tu niște bani și vrei să-ți iei mașina ta de vis, mașină sport. Însă, fiind rulată, nu știi dacă a fost lovită. Aoleu, ce s-a întâmplat? A fost lovită. Sau de America, sau furată, sau s-a ascultat manele în ea, sau a fost inundată. Ei bine, raportul Car Vertical îți poate spune aceste lucruri. Da? Ok. Car Vertical nu are toate răspunsurile, cel puțin nu deocamdată. Însă, dacă nu are cine să-ți verifice mașina și nu poți să o duci la mecanic, poate un raport ar fi util. Da? 20% reducere Car Vertical în descriere. Și mai avem o surpriză pentru voi. De acum încolo, Mașini cu Luci Popa este 4K, pentru că așa ați cerut. Bun, Kia Proceed este un shooting brake. Termenul derivă din anii 1980, de când căruțele trase cu cai transportau oameni la vânătoare. Deci cam asta, e shooting brake, nu e shooting break. Se scrie brake, nu break, nu știu de ce. Primele mașini au apărut în 1920-1930, în Marea Britanie termenul mai era folosit și de estate, adică de break normal. Mă rog, s-a pierdut în timp toată șmecheria, iar acum break-urile cu alură de cupe poartă denumirea de shooting brake. Cele A, shooting brake, cele S, shooting brake, care nu se mai fabrică, doar cele au. Și Kia Proceed, unul de cele mai frumoase break-uri de pe piață. Interesant este că Kia oferă și modelul Seed Sportwagon. Deci avem și un break tradițional, dar și Proceed-ul. Și acum vă spun sincer, eu dacă aș avea nevoie de o mașină de familie break, e foarte, foarte greu să nu mă orientez către Proceed. Arată demențial. Bun, hai să începem cu numele. Noua siglă Kia, K-I-A, a stârnit multe controverse în America. Lumea vedea mașinile Kia pe stradă și căutau K-N Car. Pare ca un întors. Bun. Acum continuăm cu Proceed. Seed. Seed, Station Wagon, Proceed, Exceed, toate sunt variațiuni pe aceeași temă, pe tema lui Seed. Sunt variante de caroserie a lui Seed. Înainte Seed-ul avea apostrof, Comunitatea Economică Europeană cu, nu, Community of Europe with European Design avea un apostrof. Înainte Pro-ul însemna versiunea în trei uși, hatchback-ul în trei uși, acum este Shooting Brake și se scrie Proceed. Așa cum îl vedeți aici. Deci, cam așa cu denumirea. Bun, acum hai să facem un tur în jurul mașinii. Știu că mulți vor un tur în jurul mașinii la început să se vadă mașina și începem cu prețurile. Deci, Kia Proceed pleacă în România de la 23.857 de euro cu TVA și cu rabla și vine doar în echiparea GT Line. Celelalte modele vin și în alte echipări, însă Proceed-ul vine doar în echiparea asta GT Line pentru motorul de 1 litru. Ce avem noi aici? 1.5 TGDI, 7 DCT GT Line, 26.500 preț de bază, preț, așa cum îl vedeți aici, 32.900 cu TVA fără rabla, deci mai scazi vreo 3.000 sau 2.600 prin rabla. Interesant este că există și o versiune mild hybrid a acestui motor, care costă cu rabla 100 de euro mai mult, pentru că ai 5 sau 600 de euro în plus reducere la rabla. Deci, țineți minte acest lucru, dacă vreți mild hybrid, vă costă 100 de euro în plus cu rabla. Și cam aceasta este mașina, construită pe aceeași platformă K2, precum alte modele Hyundai Kia. Interesant este că Elantra este construită pe noua platformă K3, cu toate că platforma asta a fost lansată în 2016, fabricată la Zilina, împreună cu Seed, Exceed, Sea Station Wagon și Sportage. Deci este mașina, și vă mai spun un detaliu interesant la Proceed, mașina a fost proiectată în
Frankfurt și construit în Slovacia. Este un Kia 100% europeană. De asta și zice SEED, Community of Europe with European Design. În standard, mașina vine cu halogene. Ați văzut farurile alea pe Kia SEED, pe care am filmat-o ceva mai demult. Kia SEED pre-facelift, fără pachet GT Line. Acum avem niște diferențe. Farurile full LED, noile faruri full LED de la Kia, cu lumini de zi și semnalizări, așa, în trei săgeți, cum s-ar spune. Ele costă 464 de euro, însă există un catch. Te obligă și la proiectoare de ceață. Dar unde sunt proiectoarele de ceață? Ei bine, farurile vin cu proiectoare de ceață integrate, mai costă 154 de euro în plus. Deci undeva la 600 de euro tot pachetul ăsta de faruri full LED. Și se văd bine noaptea. Să sperăm că avem timp să le arătăm și noaptea. Bun, cam așa se văd farurile. Noaptea. Așa arată, se văd bine. Au funcție de fază lungă automată, așa se văd luminile de zi. Și așa se văd luminițele. Și acum hai să mergem și în spate. Și cam așa se vede mașina cu banda LED. Se vede că e întreruptă. Și dacă știi ce mașină e, e foarte ușor să îți dai seama după bandă că e întreruptă și e ProSEED. Arată bine noaptea. Și așa se vede bordul noaptea. Foarte tare. Și așa sunt farurile. Ai opțiune de fază lungă, fază scurtă e așa, fază lungă este așa, e destul de ok. Se și vede, de fapt se și aude când trece mașina pe fază lungă. Bat farurile destul de bine, nu prea am mare lucru ce să le reproșez. Nu ai zone foarte mari de penumbră, e ok. Dacă vrei oglinzi rabatabile electric și încălzite, costă 8 euro. Și dacă vrei semnalizări în oglindă și nu pe aripă, 31 de euro. Kia are opționale foarte ieftine și, spre deosebire de alți producători care au fie o echipare cu dotări, fie dotări în pachete, aici poți să spui cam ce vrei tu. Vopseaua costă 320 de euro, pe Logan costă 450 de euro vopseaua metalizată. Eu aș lua pe mașina asta Experience Green, arată într-un mare, mare fel. În spate avem aceleași topuri unite, însă nu e o bandă continuă, sunt două benzi LED, evident. Totul LED, semnalizări LED, ceață LED, da, cam așa vine mașinuța, niște stopuri foarte, foarte mișto. Hai să vreau să arăt asta la portbagaj, dar vă arăt acum. Uitați-vă ce joasă, chiar și pentru un break, este linia lunetei. Foarte, foarte joasă. Dar despre asta o să vorbim un pic mai târziu. Chiar dacă toate aceste mașini sunt variațiuni pe tema lui SEED, X-SEED are doar ușile față în comun cu SEED-ul, pe când ProSEED-ul are doar capota și aripile față. În rest, toată este alta. Avem grila nouă Tiger Nose redesenată, sigla nouă despre care am vorbit, radarul aici, o grămadă de negru lucios la echiparea GT Line, singura disponibilă, și na, părerea voastră care este? Arată mai bine cu GT Line sau arată mai rău cu GT Line? Părerea mea e că e frumoasă și, dar aștept părerea voastră în comentarii. Și hai să vă mai arăt un lucru, da, hai să scoatem ruleta. Uitați-vă la chestia asta, ai 19 centimetri gardă la sol aici în față pentru borduri. Ea este o mașină joasă. Atenție la borduri. Stă cu 5 mm mai jos decât un SEED Sport Wagon, celălalt break din gama SEED. Deci trebuie să aveți grijă la acest capitol. Pe GT Line ai jante pe 17 standard. Astea sunt jantele pe 18 în două nuanțe, cu căpăcel aici frumos Kia și anvelope. Anvelope Michelin Pilot Sport 4. Mașina are McPherson față independentă pe spate, ca toate SEED-urile de când au apărut vreodată, ceea ce e un lucru bun, însă ProSEED-ul față de SEED și SEED Sport Wagon este setat ceva mai sportiv. E mai jos cu 5 mm și e setat ceva mai agresiv. Dacă vreți cel mai sportiv SEED normal, ProSEED-ul este răspunsul pe care îl căutați. 225-40-18, că n-am zis dimensiunile la anvelope, discuri pe spate, 305 mm pe față, 284 mm pe spate, suspensie independentă, nu avem punte și avem, evident, aici carenaj acoperit cu ceva material care pare a fi plastic. Da, e plastic, dar măcar ai acoperiș. Dacă ai opțiunea de keyless entry, în momentul în care te apropii de mașină, hai mă, oglinzile se deschid, dar nu se descuie mașina. Pur și simplu doar afli că ți-a recunoscut cheia. Apeși odată aici și ai deschis. Evident, ușile nu acoperă pragurile. Ai pragurile astea, trebuie să ai grijă un pic de ele. Nu scrie nimic pe praguri. Și acum hai să vorbim despre materiale. Hopa, Nelu Ciocănelu. Moale, 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 cauciuc,
tare aici nu o să dăm. Tare și buzunare din astea decupate, fără pahare, doar cu sticle și JBL. Bune și bâlurile astea, de cele mai bune boxe din clasa compactă la ora actuală. Asta este cheia de tip grenadă și cu deschidere pentru portbagaj și cu deschidere pentru cheia normală, făcută de către Denso. Interesant, Denso mai face chestii și pe la Toyota, scrie please remove this label. Nu o să-l las, așa o las, cum mi l-au dat, așa o las. Acum, deschizi ușa, deschizi ușa, da, descui ușa, deschizi ușa din cheie, geamurile spate coboară de tot, asta e un lucru bun. Acum, urcă tot din cheie și are și protecție și sunt curios dacă după un timp urcă la loc. Cum se întâmplă la alte mașini, văd că nu urcă, mai apeși o dată și urcă geamurile. Și hai să vedem dacă geamurile se încuie din, sau se ridică din keyless, din butonul de keyless. Nu vrea, doar din cheie, din păcate. Bun, acum mai să trecem la ușile spate. Îmi place că avem această aripioară care îi mai dă un aer de sportivitate. Avem negru lucios, avem crom aproape peste tot. E o mașină și sportivă și elegantă în același timp, părerea mea. Acum, în spate, hai să vedem cum se aude mașina, cum se aude ușa cu geamul deschis. În spate, keyless-ul este pe cheia fizică. Deci dacă vrei să pui keyless-ul, pac, o închizi așa. Dar cred că poți să folosești și altă cheie, nu trebuie neapărat să o folosești pe asta. Acum, materiale, da? Tare, moale, moale, cauciucat acolo, acolo e tare, nu dăm, pe negru lucios, piano black nu dăm, tare aici și la fel, buzunare nu foarte mari, dar decupate frumos și în spate nu mai scrie jbâl pe boxe, dar aia este, hai să vedem dacă avem protecție și pe geamurile spate, avem protecție și pe geamurile spate, bine, Kia, dacă ai ușa încuiată, nu poți deschizi bușonul, o despui, deschizi bușonul, 50 de litri volumul rezervorului, frumos, nu poți să bagi nici motorină, deci pe alte piețe poți să mai cumperi un prosit pe motorină, la noi nu. Și acum, dacă tu încui mașina cu bușonul deschis, vedeți, se deschide acolo, vezi, pac, bețișorul. Ei, dacă faci asta cu mașina încuiată, după aia poți să deschizi iar bușonul. Deci țineți minte acest lucru în cazul în care încuiați mașina și bușonul e deschis, după aia îl închideți, el rămâne deschis, să nu vă fure hoții benzina. Dacă ai BCV, adică Blind Spot Collision Warning, aici îl vezi, da, avertizor, ei bine, poți să ai și BCA, adică Blind Spot Collision Assist. Practic, dacă tu vrei să virezi în fața unei mașini, să-i tai calea unuia, mașina va vira pentru tine ca să nu îl lovești. Mi-am adus aminte o chestie. Există totuși un avantaj dacă vrei să-ți iei Seed Sport Wagon, sau două avantaje. Unul e portbagajul, despre care vom vorbi cât de curând. Al doilea este cu 1900 de euro mai ieftină mașina, la echipări și motorizări similare. Deci, un pic mai multă practicalitate și un preț foarte bun, aș putea spune, și echipări ceva mai normale, nu doar GT Line. Dar la echipări identice, 1900 de euro diferența cu TVA. Observăm că parbrizul nu este drept, e decupat aici în partea de sus. Interesant este că dacă vrei senzor de ploaie, 46 de euro, dacă vrei parbriz încălzit, 155 de euro. Deci mașina asta chiar are niște opționale ieftine și poți să o configurezi exact cum vrea sufletul tău. Motivul pentru care mașina nu împărtășește ușile cu seed-ul normal este pentru că e mai joasă, cu 4 cm față de seed și seed station wagon. Și avem aici plafonul plonjat, frumos, cu acea antenuță tip rechin, eleron, destul de măricel pentru rol aerodinamic, luneta e destul de mare, avem al treilea stop de frână integrat frumos aici, triunghi, și observăm, am mai vorbit despre chestia asta, luneta asta foarte, foarte plonjată. Kia, ProSeed. Aici avem negru lucios, gur de evacuare false, țeava este pe dreapta, camera de marș arier și cam așa arată spatele. Eu zic că arată demențial. Arată aproape ca o Panamera. Dacă vă uitați pe YouTube românesc, toți care testează Kia ProSeed scriu Panamera de buget, Panamera, nu știu ce, pe stil Panamera. Dar nu e chiar așa. Are farmeculii. Și mai arată ca un, e un tip de gândac foarte mișto, care are forma asta, de zici că merge cu casa în spate, dar, na, divaghez. Lo-lo-lo, la-la-la, când apare soarele, ies pe plajă fetele. Dacă vrei portbagaj electric, 464 de euro, noi nu-l avem, dar nu ne deranjează, pentru că uite cât de ușor se deschide și cât de ușor se și închide, măcar nu trebuie să fie înalt ca să
închis sau să deschizi portbagajul. Ceea ce e foarte mișto, mașina perfectă pentru moi. Acum, avem un volum de 594 de litri, nu uitați de giveaway-ul cu camera noastră Mio, dar acest volum de 594 de litri este mai mic decât cel de 625 de litri de pe Seat Station Wagon, însă ce trebuie să țineți minte este că indiferent de motorizare, dacă ții mild hybrid, nu pierzi volum de portbagaj la ProSeat. Dacă ții Seat Station Wagon mild hybrid, pierzi din 625 de litri, pierzi 100 și ceva până la 512 litri, dar pe ProSeat nu pierzi niciun litru dacă ții mild hybrid. Avem o deschidere, mă, nu e cea mai lată, dar nu e nici mică, deci poți să bagi obiecte destul de ușor, o margine de încărcare de 11 cm, o lățime minimă de 102 cm și o adâncime de 107 cm. Avem și copertina asta, frumos așa, dacă vrei să-i dai drumul ca țăran, nu poți să faci asta, dar ideal ar fi să nu faci asta, pentru că, na, uite ce se întâmplă dacă faci asta. Vezi? Deci nu e recomandat să faci acest lucru. Acum, ce mai avem în spate? Mai avem subwooferul sistemului de sonorizare Jbl, acolo. Jbl-ul costă și el, nu știu, 400 de euro. Ce are 8 boxe, se aude bine. Dar uitați-vă câte compartimente secrete avem, da? Ia, odată 1, aici, unde mi-am pus eu căciula, apa și cola. Apoi, mai avem aici încă 1, unde poți să spui diverse obiecte. Aici mai avem un compartiment. Aici mai avem încă 2. Aici, în spate, mai avem încă un compartiment. Și aici mai avem încă 2. Deci, așa arată un portbagaj de break și îmi place chestia asta, îmi place că ai diverse mici compartimente, pentru că nu toată ziua trebuie să transporti bagaje mari. Like din punctul ăsta de vedere pentru Kia, hai mai repede că ne mănâncă câinii. Și vă mai spun un detaliu foarte mișto la mașina asta, eu de obicei nu prea mă omor cu copertinele lupește prăjit, însă aici poți să o stochezi foarte simplu, foarte ușor, are locașul ei special. Deci bravo Kia și din punctul ăsta de vedere. Dacă rabatezi bancheta, observăm că avem o podea plană frumos, bancheta rabatabilă 40-60, însă poți avea bancheta 40-20-40, dar ea costă 90 de euro. Dacă ai nevoie de așa ceva, atunci nici o problemă. Hai să vă mai arăt un detaliu interesant. Aici mai ai puncte de ancorare, dacă vrei așa ceva, pentru o plasă în spate, ca să desparți ce e în portbagaj, de ce în spate. Foarte, foarte mișto chestia asta. Și mai avem un detaliu interesant, centura are propriul ei loc aici, cu despărțitor cu tot, și când pui bancheta la loc, nu ți-o prinde și bancheta mai e și ușoară. La versiunea pre-facelift, dacă mi-aduc aminte bine, butoanele nu erau iluminate, acum sunt iluminate. Acum nu trebuie să vă faceți griji că e una mai mare decât alta. Același ampatament cu Kia Seat Station Wagon, lungimea este doar cu 5 mm mai mare la ProSeat, deci practic aceeași mașină, până și diametrul de bracaj foarte bun, 10,4 metri, este fix același. Pentru a reduce subvirarea, pentru că mașina este doar tracțiune față, indiferent de ce versiune alegi, ProSeat vine cu Torque Vectoring by Braking. În viraj, ca să vireze mașina, să elimine subvirarea, se frânează roata interioară, evident folosind modulul de ABS, și pac, mașina virează ceva mai bine. Însă, acest detaliu nu înseamnă că mașina ar avea un scor mai mare la testul elanului. Și asta vreau să o spun de mult. Dinamica mașinii raportată la testul elanului nu prea se pupă, pentru că, hai să zicem, hai să vedem, 73 km la oră e viteza cu care a trecut Station Wagon-ul testul, 76 ProSeed-ul, 77 Seed-ul și Exeed-ul, care e cea mai non-dinamică, cea mai puțin dinamică dintre toată gama Seed, cu 79 de km pe oră. Cu toate astea, da, are un scor mai mare la testul elanului. Este efectiv doar un test de calibrare ESP la o schimbare de direcție fără input în frână și în accelerație, pe când niciodată la nicio manevră de evitare nu vei avea niciun picior, fie pe frână, fie pe accelerație, fie pe ce vreți voi. Practic, la o manevră de evitare de urgență, mereu se încurajează folosirea frânei sau măcar ceva acolo. Niciodată nu veți fi în situația să faceți un test al unei manevră de evitare fără niciun picior pe nicio pedală. Seed-ul, Seed-ul Station Wagon, scorul 4. Și apropo de dinamică, cei de la Kia s-au laudat că au testat ProSeed-ul pe Nürburgring, tată, ca să fie dinamic. Bine, asta nu înseamnă că n-a avut niciun efect, dar, na,
să testezi oriunde. Și poți să faci o mașină bună oriunde, nu trebuie neapărat să o testezi pe Nürburgring. Geamurile și luneta fumurii costă doar 39 de euro. Apropo, impulsul la toate cele patru geamuri, cu tot cu geamuri antiprost, 108 euro. Dacă mulți producători pun sistemele de asistență superioare într-un mega pachet, și cheia mai face chestia asta, aici poți să-ți alegi ce sisteme vrei în pachetuțe ceva mai mici, în general cam toate costă vreo 400 de euro. Spre exemplu, unghi mort, curier, cross traffic alert și safe exit warning, 464 de euro, și cam așa sunt mai toate. Deschidem capota și suntem întâmpinați de o capotă mare, grea, cu antifonare, dar fără amortizoare. La cât de grea este capota, ar fi fost utilă o soluție cu amortizoare. Motorizarea de bază, 1 litru, 120 de cai putere, 3 pistoane, încă mai poate fi cumpărată. Dacă nu vrei să te duci către Prosi GT, probabil asta e cea mai echilibrată motorizare, am mai prezentat-o și pe SID și mai este și pe o grămadă de modele Hyundai. O super motorizare dacă ne raportăm la putere versus consum. Consumul vedem un pic mai târziu. Smart Stream Turbo de 1.5, 4 pistoane, din familia Kappa, cu injecție directă, cu distribuție variabilă, care dezvoltă 160 de cai putere pe la 5.000 și un cuplu de 250 Nm între 1.500 și 3.000 de rotații pe minut. Este fabricată la Zilina în Slovacia, poți să o iei cu transmisie manuală, poți să o iei cu transmisie cu dublu ambreiaj și dacă ți o iei cu transmisia cu dublu ambreiaj, poți să ții și cu sistem mild hybrid pe 48 de volți. Și am spus deja că dacă o iei cu rabla, sistemul mild hybrid te costă 100 de euro în plus și cred că îți recuperezi banii din impozit în câțiva ani și din consum, care ar trebui să fie cam cu jumătate de litru mai micuț. Noi avem versiunea pe benzină, care e destul de ok. Interesant este că, deși avem cutia cu dublu ambreiaj, nu există diferențe de cutie de viteză, mă refer la rapoartele în cutie, față de SID sau față de SID Station Wagon, adică la 2000 de ture ai 101 km pe oră. Nu e cea mai lungă treaptă, dar nici nu trebuie să fie foarte lungă, e o cutie destul de echilibrată. Suta în 8,8 secunde, ceea ce e mai mult decât decent, aceleași performanțe cu SID-ul Station Wagon, care e cu vreo 20-30 de kg mai ușor, și 210 km pe oră viteză maximă, aceleași cifre cu SID-ul Station Wagon. Înainte să trecem la interior, să arătăm un pic scaunele, salutare băieți, scaunele GT Line, frumos aici, cu un pic de piele, cu airbag din material textil, reglabile pe înălțime și opțional reglaj electric lombar. Interesant este că poți să îți faci scaunul ăsta cum vrei tu. Adică, îl vrei din piele întoarsă, îl ai din piele întoarsă. Îl vrei din piele, îl ai din piele. Îl vrei electric, îl ai electric. Îl vrei cu memorie, îl ai cu memorie. Îl vrei încălzit, e vreo 100 de euro. Vrei și bancheta încălzită? 186 de euro în total. E pachet față-spate, nu poți să ai doar spate. Vrei ventilat? Poți să ai ventilație în scaune. Sunt niște scaune care pot fi configurate efectiv cum vrei tu. Ce am observat? Scaunele normale, care nu sunt electrice, au șezutul ceva mai lung pentru persoane ceva mai înalte. În rest, au suport lateral destul de bun, destul de confortabile și chiar dacă ai reglaj lombar, aici, în zona asta, ai un reglaj lombar mai agresiv în versiunile non-electrice decât ai în versiunile electrice. Hai să vă zic o chestie interesantă. Butonul de start costă 387 de euro. Același preț cu scaunele ventilate. Ce v-ați lua? Buton de start sau ventilație în scaune? Și aceasta este o privire de ansamblu a interiorului lui Prosid. Acum hai să trecem la detalii. Acum hai să vorbim despre volan. Volanul este subțirel, cu decupaje, foarte bine teșit aici în jos. Scrie GT Line pe el. Pielea este nouă la facelift, butoanele foarte ok poziționate, nu le apeși din greșeală. Dacă vrei volan încălzit, 77 de euro. Dacă vrei padele, 77 de euro. Ce v-ați lua? Și volanul este reglabil pe înălțime, dar și pe adâncime. Da? Simplu ca bună ziua. Am mai descoperit un lucru la volan. Media în industrie la volane, 37 cm. Ăsta, 36,5. Mi se părea mie că e un pic mai micuț față de volanele normale. Dacă ar fi să reproșez ceva scaunelor, afară de suportul ăla lombar destul de agresiv, este faptul că trebuie să le reglez de la rotiță. Dar dacă e un singur șofer pe mașină, atunci ți le reglezi cum vrei și la revedere. Dar așa, când ești jurnalist auto și schimbi 1000 de mașini și trebuie să-ți reglezi 1000 de scaune, te mai plângi tu. Acum testăm calitatea materialelor. Moale ați văzut pe ușă, v-am prezentat. Moale aici, moale aici, moale aici, moale aici, coborâm. Numai așa moale, numai așa moale aici, numai așa moale. Cotiera, moale,
însă pe Piano Black evident că nu o să dăm. Dar pentru o compactă și în gama asta de preț, materialele sunt surprinzător de bune și asamblarea, din nou, bună, dacă este să mă întrebați pe mine. Acum, spații de depozitare. Ați văzut buzunărelele, nu sunt foarte mari, dar sunt decupate. Un spațiu de depozitare aici. Aici nu avem spațiu, avem OBD-ul și panoul de siguranțe. Urmează aici un wireless charging pentru telefon. Da, aproape că nici nu-l vezi. Ah, și mi-și încarcă mașina, telefonul. Avem un spațiu de depozitare aici cauciucat, priză de 12, USB-A, USB-C. Aici două suporturi de pahare, unul mic și unul mare, deci mic, mare, frumos. O cotieră destul de încăpătoare, capitonată cu ceva mochetă. Aici avem un torpedou iluminat, amortizat, dar necapitonat. Și aici avem suport pentru ochelarii de soare. Sau poți să-ți ascunzi cheia aici și să nu mai găsești, așa cum o să uit și eu. Deci cam așa avem cu spațiile de depozitare, suficient de mari în SID, în Pro SID de fapt. Și mai avem aici un mic spațiu, probabil pentru cheie sau pentru un baton de mars, de sneakers sau ce mai vrei. Și îmi place că le poți ascunde dacă nu ai nevoie de ele. Ergonomie. Oglinzi, geamuri, exact unde trebuie să fie. Îmi place că poți să dezactivezi anumite sisteme de siguranță, luminozitatea, la înălțimea la faruri, că nu avem matrix LED-uri sau LED-uri adaptive, sunt LED-uri full, dar LED-uri simple. Semnalizări, lumini, totul unde trebuie. Aici pentru ștergătoare și ia fiți atenți aici, uitați-vă în bord. Kia și Hyundai sunt printre singurii producători care arată în ce treaptă ești. Și mai e o chestie bună de ergonomie, dacă pui pilotul automat, adaptiv, îți arată din start ce distanță este setată. Nu pot să arăt acum, dar poate arătăm la condus. Pe când la alte mașini fie se resetează, că la asta nu se resetează distanța, fie se resetează distanța, fie nu o vezi decât dacă apeși pe buton. Dar aici îți spune distance 1, distance 2, distance 3, foarte, foarte ok. Apoi, butoane pentru audio și buton pentru steluță, dacă vrei să programezi steluța, ți-a apăsat pe steluță și te duce în meniu de programare steluță. Foarte ok, îmi place de steluța, e de treabă. Aici computerul de bord și tot ce înseamnă pilot automat adaptiv, da, foarte frumos aici, plus computerul de bord frumos, da, plus lane centering, distanță și mai departe. Deci, ergonomie bună. Aici, pentru sistemul de infotainment, avem scurtături, inclusiv încă un buton de steluță, ia să vedem dacă pe ăsta, dacă apeși, și aici este programabil, foarte ok. Încuiere, avarii, climatizare, foarte ok climatizarea, totul la buton, butoanele se simt destul de ok, temperatură, e unul de cele mai bune sisteme de genul ăsta, încălzire, volan, încălzire și aici lipsesc butoanele pentru ventilație, wireless charging, buton sport, că nu avem modul de rulare decât normal și sport, start-stop, senzor de parcare, camera de marș arier, o arătăm aici dacă este nevoie, cu unghiurile sale, deci o cameră normală, nici prea prea, nici foarte foarte. Butonul de parcare electrică, auto hold-ul și aici avem luminițele. Interesant este că poți să-ți iei lumini cu LED de citire, nu știu cât costă, undeva la 7 euro, sper să nu greșesc, dar sunt foarte ieftine oricum. Parasolarele cu lumină, dacă aprinzi lumina, închizi parasolarul, îi dai în cap și s-a dus. Apoi avem mânere la toate ușile, mai puțin la șofer și centuri reglabile pe înălțime. Dacă vrei, oglindă electrocromă, nu mai simt exact cât costă, dar ea este opțională. Bun, tabloul de bord este digital, costă 300 și ceva de euro dacă îl vrei, Supervision Cluster cu rezoluție 720p. Și acum poți să-l modifici, așa, frumos, apoi frumos și dynamic. Ei, la dynamic, dacă e dimineață, îți arată dimineață, dacă e seară, îți arată seara, dacă e noapte, îți arată noapte, la apus, îți arată apusul și noaptea îți mai arată și niște stele căzătoare. Așa este tabloul de bord preferat. Așa îmi place mie să merg când merg cu cheile. Dar trebuie să recunosc că tabloul de bord are rezoluție bună. Avem niște grafici interesante. Oricare dintre aceste opțiuni arată bine. Dacă vrei să umbli în tabloul de bord, ai frumos aici câteva setări, inclusiv la consum. Te vedem consumul. Ăsta este consumul pe care l-am scos. 5,8 deocamdată. În afară poți să scoți și mai puțin. Și cam acesta este tabloul de bord, observăm multitudinea de informații, peste tot ai informații, e unul dintre cele mai bune de pe piață la ora actuală, dacă e să mă întrebați pe mine. Bun, hai să vorbim un pic despre o chestie. Deci, oprești mașina și o oprim, da? Se oprește muzica.
Dacă tu vrei să asculți muzică, trebuie să dai pe accesorii după aceea și repornește. Dacă o oprești de tot, o să-ți spună check rear seats. Asta e o setare pe care o poți tu seta și îmi place că la fiecare ușă, uite, se arată și geamurile și ușile în parte care sunt deschise, ca tu să ții minte acest lucru. Și acesta este sistemul de infotainment. Ai opțiunea unuia de 8 inch fără navigație cu Apple CarPlay și Android Auto Wireless sau 10 inch cu Apple CarPlay și Android Auto cu fir. Atenție, eu prefer cu fir pentru că 1. Se încarcă telefonul, 2. Nu se încinge și 3. La sistemul ăsta ai lag la sunet dacă vrei să asculti ceva când stai parcat sau mai știu eu ce. Și se aude vocea cu întârziere. Deci cu fir Apple CarPlay Android Auto mereu va fi mai bun decât cel wireless, indiferent de mașină. Acum, sistemul l-am mai văzut și pe alte modele Hyundai Kia. Hartă, da, pentru că ai și navigația mașinii, navigație, telefon, Apple CarPlay, full screen, se vede bine, merge bine, rezoluție bună, grafică bună, voice memo, climatizare. Dacă vrei să intri în meniul de climatizare, poți să faci și asta, deși, sincer, prea ai nevoie. Îmi place că spune și temperatura exterioară. Mod valet, să nu umble prin mașină. Radio, media, quiet mode, să limiteze volumul și boxele din spate. Kia Connect, Kia Live, dacă vrei să-i pui un eSIM, să ai tot felul de informații. Kia Connect e aplicația. Setările, despre care vom vorbi imediat. Notificări, manualul de utilizator, care este un cod QR. Mergem în setări, mergem la vehicul. Și avem o grămadă de setări, sistemele de asistență toate, îmi place că le ai pe toate într-un singur loc, astfel încât să poți umbla la ele. Tabloul de bord, dacă vrei, inclusiv temele pe care le-ați văzut mai devreme în tabloul de bord. Climatizare, lights, doors, convenience, da, tot felul de setări din astea de comoditate, să-i zicem așa. Sound, setările de sunet pentru sistemul audio JBL, da, niște setări foarte ușor de accesat. Interesant este că poți să cauți tu setarea pe care o vrei tu prin search aici. Profile, teme, layout și așa mai departe. Da, split screen, cluster theme și așa mai departe. Niște setări normale. Aici ai un buton, adică cele două butoane de steluță. Vedem că unul este gol și unul este plin, ca să știi diferența dintre ele. Și setări generale. Este un sistem de infotainment încă de actualitate, încă se pune pe modele Hyundai, Kia, Genesis, chiar și pe cele noi. Cam așa ar trebui să fie. Ecran mare, să răspundă bine, grafică bună, rezoluție bună și să aibă Apple CarPlay și Android Auto. Și wireless și cu fir, dar eu prefer cu fir. Ajungem și în spate, ați văzut materialele în partea asta. Aici avem o plasă, scaunul este dat la maximum în spate, ăla e dat la maximum în față, cam la maximum față, nu cred că e chiar în poziția mea. Ai loc, și eu mai am loc aici pentru picioare, la cap ai loc, au stat băieții în spate care sunt mai înalți și n-au dat cu capul, dar dacă ai peste 1,85 s-ar putea să atingi. Plafonul plonjat, n-aș cere tributul, dar nu e deloc rău aici. Plus că aici vor sta mai mult copii. Mâner cu agățătoare cu ier pentru hăinuțe, foarte utile. Îmi plac mașinile care au așa ceva. Interesant este că la pre-facelift nu aveam un USB aici în spate. Acum au pus USB-C. Pentru că înainte puteai să pui și USB-A. Ce mai trebuie să arătăm este că avem guri de ventilație. Avem cotieră moale cu suport de pahare. Interesant este că dacă îi dai, că faci așa, sare. Interesant. Cotiera frumos iese de aici. E un pic întunecat aici pentru că observăm, plafonul plonjează așa și suprafața vitrată nu e chiar cea mai mare, deci s-ar putea să fie o atmosferă un pic întunecată, dar nu e mare scofală și poți să vezi și ce ai în portbagaj. Pe total o formă frumoasă, spațiu ai, pe banchetă stai destul de bine, destul de confortabilă, destul de profilată, da. Dacă stau trei oameni mari în spate, s-ar putea să nu aibă loc, dar pentru copii și oameni micuți sau normali, eu cred că e ok. Și mai e o chestie interesantă, ISOFIX-ul ăsta pentru copil. Aici, da, se vede, pac, pac. Ei bine, căpăcele astea nu le voi pierde niciodată. Deci, foarte util din acest punct de vedere și, evident, centura de siguranță. Deci, cam așa stai în spate la Kia Proceed. E un loc bun, ai loc în spate. Interesant este cât de mult se dau scaunele astea în spate. Foarte, foarte în spate. Dacă te uiți în față, eu am loc să mă bag acolo cu totul.
Ia să vedem, am loc. Uite, am loc cu totul. Deci atât de mult se dau scaunele în spate. Nu vezi, bă, că filmez? Bun, acum hai să mergem cu proceed-ul. Observăm că tabloul de bord se pregătește de apus, ne arată chiar apusul, foarte ok. Și observăm că ne arată și treapta ștergătorului în care suntem. V-am mai arătat chestia asta foarte mișto. Hai să vedem. Poziție la volan. Mi-a luat ceva să-mi găsesc poziția la volan la mașina asta. Mi-a luat un pic. În sfârșit mi-am găsit-o. O poziție înaltă. La mașina asta poți să stai foarte, foarte jos. Dacă ești înalt, ceea ce e ok. O poziție bună. A mea e destul de ridicată, dar nu foarte ridicată, că nu poți, la mașina asta n-ai poziție de SUV, dar într-un final mi-am găsit-o și cu suportul lombar, și cu suportul pentru genunchi, și cu volanul și tot. Îmi place poziția la volan, e una bună. Tot am un pic de suport lombar, prea mult față de cum îmi place mie, dar nu contează, e ok. Acum, vizibilitatea. În general bună și aici și în față. Interesant este stâlpul A, montantul A destul de plonjat, dar doar în zona asta aici unde e oglinda, ai un pic de unghi mort și aici și pe acolo, dar nu e foarte, foarte deranjant. Mi-a scos, ca să nu uit, 63 pe decibel metru pe traseul meu de test la 80 la oră, o valoare similară cu Kia Ceed-ul. Ce am observat, și Ceed-ul și Pro Ceed-ul și Exeed-ul, de fapt Exeed-ul mai puțin, că e mai bine antifonat, dar valorile sunt pe acolo, 62, 63 în clasa compactă, cam alea sunt, dar aici mi-a scos 63. Pe autostradă e un pic zgomotoasă mașina, dar cam ăsta ar fi singurul complaint la capitolul ăsta. Oglinzile puteau fi ceva mai mari și interesant când le pliezi că crește zgomotul, pentru că ele sunt făcute să fie aerodinamice. Ar putea fi mai mari, dar n-ar mai arăta așa de bine. Ce-o dorește. În spate e ok, și vizibilitatea, ai niște unghiuri moarte, plafonul plonjat, luneta plonjată, cum vreți să spuneți, își cere tributul, ai camere de marșarie, te descurci, dar vezi ce mașină ai în spate. Acum, hai să vedem cum merge mașinuța. A, n-am vorbit de volan. Subțirel, decupaje, piele perforată, se ține bine mână, padelele sunt aici, opționale, 77 de euro. Toate comenzile unde trebuie, adică manetele sunt lungi, ajungi ușor la ele, mai ales la semnalizare și la faruri și așa mai departe, deci nu avem de ce să ne plângem din punctul ăsta de vedere. Noi suntem pe modul normal, pe drive acum. Apropo, să dezactivăm lane assist-ul. Ți-a apăsat pe butonul ăla foarte ușor, nu mai trebuie să intri în meniuri. Singura chestie e că de fiecare dată când pornești mașina, prepornește. Acum, da, fiecare producător cu ale sale. Și acum hai să intrăm pe drumurile virajate. Pedala de frână e tare, rigidă, destul de consistentă, îmi place. Diametrul de bracaj e bun, nu trebuie să virez foarte mult și direcția e destul de rapidă. E și un pic de feedback, un pic acolo, cu toate că este electrică. Dar înainte să facem testele de repriză și mai departe, urmează drumul nostru virajat. Asta înseamnă că o să punem mașina pe sport. O să crească consumul de la 6.0 cât e acum, are un consum foarte bun. Și trecem mașina pe modul manual, moment în care se oprește, se dezactivează start-stop-ul. Nu mai merge start-stop-ul dacă ești pe manual. Uite, ești în drive, treci pe manual, automat se dezactivează start-stop-ul. Hai să vedem cum e mașina pe viraj. Și răspunsul este destul de fâșneață. Stă bine pe trasă, nu prea subvirează, are sistemul ăla de torque vectoring by braking. Pe drumul ăsta, mașina poate fi considerată un pic rigidă, dar e mai mult plantată decât rigidă. Simți drumul, citești drumul foarte bine, îl simți și cu fundul, simți și cu mâinile pe volan, mai puțin. Pe modul sport, cutia cu dublu ambreiaj răspunde destul de bine, frânează bine și când intri într-un viraj, ei, mașina intră, vrea, dă să subvireze, dar rămâne totuși pe trasă. E ok. Suspensia spate lucrează bine. Și chiar dacă avem acum mașina
Aburile schimbă bine, mai ales pe modul manual. Padelele sunt unde trebuie și au aici, aici ai o protuberanță și aici ai o găurică, un decupaj. Practic să știi care e plusul și care e minusul în cazul în care, nu știu, o dată uiți sau ești stângaci. Bum, uite. Mașina are ceva forță, adică 163 de cai ăștia, 160 de cai ăștia, îi simți. Îi simți bine de tot. Acum, hai să retrogradăm. A doua. Poți să o arunci așa, să te joci un pic cu ea, e chiar super plăcută. Bun, au fost reprize la viteze mici, hai reprize la viteze mari. Schimbă treptele, 3 trepte și după aia pleacă. Bun, schimbă pe la 6000. Și ai mai mult decât suficiente resurse. Dacă o treci pe sport, uite, noi suntem pe normal acum. Bam, am trecut-o pe sport. Și mi-a scăzut o treaptă, răspunsul la pedală. Și modul, nu ai mod sport la cutie, ai doar mod manual, doar mod manual la cutie. Uite-l pe ăsta fără faruri, noaptea, Toyota Avensis, bună ziua. Și acum hai să mergem. Opa, dă să fugă ceva, are ceva zvâc pe sport. Îi dăm pe drive, îi dăm pe normal și acum activăm pilotul. Activăm viteza de 80 de km pe oră, activăm și lane centering-ul. Poți să ai lane centering-ul activat, chiar dacă ai lane assist-ul dezactivat. Da, uite, de dragul exemplului, activăm și lane assist-ul și lane centering-ul. Și acum hai să vedem ce se întâmplă. Țineți mâinile pe volan. Mașina ține bine banda și virează bine, din ce am observat, ține bine și distanța. Nu se sperie foarte tare, când e de frânat, frânează bine. Poți să-l folosești și în trafic bară la bară. Deci, ok, uite, mi-a crescut consumul la 6,5. Keep hands on steering wheel. Și dacă e Kia și cum știu eu, o să se dezactiveze și o să lase mașina să umble singură. Ia să vedem. Lane following, assist cancelled. Și acum mașina bipăiește, ține din lane assist. Nu te mai ține din lane following. Și te ține așa, din lane assist. Dar nu mai are lane following, ceea ce înseamnă că dacă dai în banda asta de aici, o să te țină așa. Și nu știu cât timp poți să mergi așa, probabil până la prima curbă, când lane assist-ul nu mai poate să mai facă față. Vezi? Te ține, te ține, te ține. Mai cred că poți să mergi până la Ploiești așa. Uite, numai din lane assist. Foarte mișto chestia asta. Are printre cel mai bune sisteme de lane assist pe care le-am văzut vreodată pe vreo mașină, mai ales în categoria asta de buget. Am văzut mașina din față și a bipăie, bipăie în continuu. Mașina din față vrea să facă dreapta. Ei, problema e că
Apropo, dacă vrei să reactivezi lane following, pac, apeși iar pe buton. Curios ce se întâmplă dacă apeși lane following atunci când mașina îți zice să nu mai, că se dezactivează. Ia să faci chestia asta. Keep hands on steering wheel. Gata, lane following dezactivat. Mergem pe lane keep assist. Apăsăm iar pe buton și s-a activat iar la loc. Deci efectiv poți să o lași să meargă singură, doar apeși pe buton și ea își revine. Se dezactivează, reapeși, se dezactivează, reapeși. Asta n-ar trebui să fie așa, dacă e să mă întrebați pe mine. E un bug, pentru că ar trebui să te trezească. Cam asta.